Slăvit să fie Domnul. Consider că Domnul este cel care ne-a binecuvântat cu această zi, ne-a dat putere în această zi, ne-a dat protecție în această zi și ne-a dat și harul ca să petrecem în seara aceasta un timp în casa lui. Slăvit să fie numele Domnului. Cred că ne încadrăm în acele versete care spun că cei ce se tem de Domnul stau adesea unii cu alții. Și când ei stau adesea unii cu alții, Domnul ia minte. Dar nu numai că ia minte, ci spune că scrie o carte de aducere minte. Și această carte se scrie ca să se cerceteze cândva. Și gândiți-vă că în acea carte de aducere minte se scrie că data de astăzi, por la Biserica Philadelphia, cu tare a fost la biserică și a cântat și s-a rugat și a mijlocit. Și Domnul ia minte la aceasta, slăvit să fie numele lui. Dragii mei, vă invit să vă ridicați pe picioare pentru că voi citi câteva versete din Scriptură. Cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, urmăriți-le. Cei care poate puteți pe telefon, urmăriți-le. Și haideți să poposim în continuare, pe lângă ceea ce Domnul a rânduit pentru noi până aici, Domnul să binecuvinteze pe fratele Gelu, Domnul ne-a dat un timp binecuvântat de rugăciune. Haideți să poposim în continuare în cuvântul Domnului, după ce vom citi aceste versete. Haideți să citim din Marcu, capitolul 2 de la versetul 1 la versetul 12. De altfel, pilda aceasta o găsim și în Matei, capitolul 9 de la versetul 1 la 8, o găsim și în Luca, capitolul 5 de la 17 la 26, dar haideți să o citim de data aceasta din Marcu 2, de la versetul 1 la versetul 12, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Titlul este Vindecarea Slăbănogului. După câteva zile, Iisus a întors în Capernaum s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de patru inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când, când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lezne? A zice slăbănogului păcatele sunt iertate, ori a zice scoală-te, ridică spatul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăbeau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva, amin. Așa cum suntem ridicați pe picioare să cerem în continuare îndurarea Domnului. Doamne, venim înaintea Ta și Te slăvim, Te mărim, Te onorăm și Te binecuvântăm. Și, Doamne Tată, Te rugăm în continuare să ne binecuvânți și să ne dăruiești cuvânt de la Tine, Doamne, să ne întărești, să ne sprijinești, să ne călăuzești, Doamne, și să lași cuvântul Tău. Să fie ca un ciocan care sfărâmă stânca, Doamne, și să ne lăsăm prelucrați de cuvântul Tău bun. Lăudat să fie în numele Tău, binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumim pentru toate și să înălțăm numele Tău în vecii vecilor. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Și, încă o dată, repet, mulțumim Domnului că putem să ne vedem fețele în seara aceasta. Am fi putut să nu fim aici. Am fi putut să fim în altă parte. Am fi putut să fim bolnavi, acasă sau poate la un spital. Dar pentru că suntem aici, lăudați să fie Domnul. Dragii mei, întâmplarea aceasta adevărată din viața Domnului Isus Hristos. Putem învăța multe lucruri din ea. Știu că o cunoaștem foarte bine, în mod special pentru aspectul acesta că niște oameni au adus un prieten de-al lor la Domnul Isus, normal și logic, fără cuvinte, și noi înțelegem că l-au adus la Domnul Isus ca Domnul Isus să-l vindece. Pentru că era bolnav, era o Dar Domnul Isus, cu totul că știa aceasta, Domnul Isus n-a făcut mai întâi ceea ce ei au cerut ceea ce ei au dorit, pentru ceea ce, pentru ceea ce ei au venit. Și Domnul Iisus parcă a inversat lucrurile, parcă a greșit. Sigur că Domnul Iisus niciodată n-a greșit, niciodată nu greșește și nu va greși pentru că este Dumnezeu. Și tot ceea ce face El, tot ceea ce a făcut El și va face El, este desăvârșit, slăvit să fie numele Lui. Pentru ce venim la Dumnezeu. Se naște o întrebare din textul din seara aceasta. Pentru ce au venit oamenii atunci la Domnul Isus? Pentru ce am venit noi în seara aceasta la biserică? Haideți să ne verificăm. Nu trebuie să zică nimeni cu voce tare, doar să ne gândim când am plecat de acasă. Când am venit pe drum, am avut o dorință în inima noastră să spunem așa, cum ziceau farisei aceștia, în inimile lor, spune Scriptura, că vorbeau singuri. Am avut o dorință să zicem, domnule, mă duc la biserică, că am o problemă, că am o dorință, că vreau Domnul să-mi vorbească, am... aștept un cuvânt. De ce am venit în, în seara aceasta la biserică? Spune Scriptura că, uitați cum veneau oamenii în timpul Domnului Iisus, spune așa, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu mai putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de patru inși. Socotesc gândesc că cei mai mulți au venit ca să îl audă pe Domnul Isus Hristos și spune Scriptura că oamenii veneau cu mulțimile și cu bolnavi ca să fie vindecați. Ceea ce pot să vă spun cu siguranță că cei patru oameni aceștia care au venit la Domnul, de ce au venit la Domnul? Au venit cu un bolnav ca Domnul să se atingă de el. Deci știm de ce au venit oamenii aceștia. Au venit gândul lor, interesul lor, dorința lor a fost ca prietenul lor să fie vindecat. Ceea ce am constatat, ascultați dumneavoastră rugăciunile din jurul dumneavoastră, din familia dumneavoastră și vedeți așa cam în procent de cât venim noi înaintea Domnului, ce cerem, cel mai mare procent, ce cerem înaintea Domnului? Lucruri să zic așa, lucruri pământești, lucruri materiale, sau cerem Domnului să zic să ne ierte, sau cerem Domnului neapărat să ne ducă în cer, sau cerem Domnului să ne sfințească, în cea mai mare măsură, n-aș vrea să zic un procentaj, dar într-o mare măsură venim înaintea Domnului cu problemele noastre, cu nevoile noastre, venim înaintea Domnului cu lipsurile noastre, dacă vreți, materiale financiare, într-un procent foarte mare. Oare au greșit oamenii aceștia că au venit înaintea Domnului cu bolnavul să fie vindecat? Ceilalți nu știm de ce au venit. Scrie Scriptura doar atât. Că în momentul acela Domnul Iisus le vestea cuvântul. Nu vindeca în momentul acela. Nu avea alte sfaturi, ci predica Evanghelia. Era o așa mare mulțime că oamenii care au venit cu bolnavul nu au putut ca să ajungă la Domnul, să oac să ajungă la Domnul. Au fost nevoiți să urce pe acoperiș, să deschidă acoperișul și să lase bolnavul prin acoperiș. Acum, prima întrebare este de ce venim la Dumnezeu? Dar a doua întrebare este pentru ce trebuie să venim la Dumnezeu? E un pic de diferență între aceste două întrebări. De ce venim sau de ce ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu? Uitați ce spune. În capitolul acesta doi care l-am citit, spune și s-au adunat în data așa de mulți că nu puteau să mai încapă locul, ele vestea cuvântul și următorul verset spune că niște oameni au venit și au adus un slăbănog. De ce ar trebui să venim la Dumnezeu? Uitați ce spune versetul 5. Când le-a văzut Iisus credința oamenilor care au adus bolnavul, când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului. Eu parafrazez. Scoală-te și umblă. Aceasta a zis? Nu. Și Scriptura spune că prima dată când s-a uitat la ei și le-a văzut credința, ce a zis? Păcatele sunt. Deci, ei au venit pentru un motiv. Dar Domnul care le-a văzut credința, ei au avut credință. Eu așa înțeleg din versetele acestea că ei au, cre au avut credință că Domnul Isus poate să ajute să Dar. Așa au gândit și au privit ei. Dar. Domnul Iisus când a privit la ei și la credința lor, el a știut că nevoia cea mai mare a slăbănogului nu-i nevoia de vindecare. Pentru că Domnul Iisus, spuneam, n-a greșit și nu greșește. Domnul Iisus a văzut că nevoia celui om cea mai mare nu-i nevoia lui de vindecare, ci că era nevoia lui ca păcatele lui să fie iertate. Nu știm câte avea, nu știm de ce natură erau, una știm, că avea păcate și erau neiertate. Și ei l-au adus la Domnul să fie vindecat și Domnul Isus s-a uitat la el, s-a uitat la credința lor și i-a spus, păcatele sunt iertate. Știți, dacă ar fi să dăm un titlu, un titlu la predica din seara aceasta, știți cum aș, aș numi eu? Lucruri importante. Lucruri cu adevărat importante, dragii mei. Uitați-vă că oamenii aceștia l-au adus pe acest om pentru ca să fie vindecat. E un lucru important, dar nu e primul. Am putea, după textul din seara aceasta, să-l numim al doilea. Nu e primul, dar este al doilea, pentru că vom vedea în continuare că Domnul Isus s-a ocupat și de latura aceasta, dar mai întâi și cel mai important lucru nu este vindecarea, nu este. Să ne acopere nevoia, nu este să ne acopere lipsa. Nu este ca să-ți rezolve problema ta la serviciu. Nu este ca să-ți rezolve problema ta cu copii. Problema cea mai importantă mai întâi înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreți, cu alte cuvinte, Domnul Iisus a, a făcut aici afirmația aceasta frumoasă păcatele sunt iertate. Nevoia cea mai mare este nevoia de mântuire a omului, de salvare. Omul acesta era și bolnav și era și pierdut, era și nemântuit. Domnul Iisus mai întâi a privit spre el I-a iertat păcatele și prin aceasta el a găsit mântuire. Că fără iertare nu-i mântuire. Sunteți de acord cu mine? Fără iertare nu este mântuire. Ca să poți să fii mântuit, Scriptura spune că acolo nimic întinat și spurcat, cu alte cuvinte neiertat, nu poate să intre. Domnul Iisus a uitat la el și a spus, prima nevoia ta și cea mai mare și cea mai importantă este nevoia să fii iertat, adică mântuit. Dragii mei, haideți să citim câteva versete în sensul acesta. Și aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, să citim aceste versete, 1 Cronici 16, 35. Uitați ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu despre lucrarea aceasta. Sigur, este din Vechiul Testament, ne vă duce puțin și în Noul Testament. Spune așa, ziceți, ce să zicem? Ce este important? Ce este cel mai important? Doamne, ce să zicem? Dumnezeu zicea atunci... Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeul mântuirii noastre. Ziceți, Doamne, ce să zicem? Ce este cel mai important? Doamne, mântuiește-ne, pentru că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre. Mai este cineva care poate să mântuie? Mai este cineva care poate să ierte? Care era problema oamenilor, a fariseilor, a cărturarilor, spune într-o altă Evanghelie, care era problema lor? Să ierte păcatele, să mântuiască este unul singur. E Dumnezeu. Tu cine ești? Și Domnul Isus demonstrează că, de fapt, El are puterea aceasta să ierte păcatele. Haideți să citim Psalmul 116, versetul 4. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Psalmul 116, versetul 4. Cei care aveți scripturile, dacă se poate afișa, mai bine. Spune așa versetul 4. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, oare psalmistului, de ce ai chemat numele Domnului? Ce ai avut de zis? Am chemat numele Domnului, cu alte cuvinte m-am rugat. Și când m-am rugat, uite ce am zis în rugăciunea mea. Am chemat numele Domnului, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește sufletul. Nu e așa că e frumos versetul acesta? Nu e așa că nevoia omului cea mai mare, cea mai importantă când venim înaintea lui, Chiar dacă ne-am botezat, chiar dacă suntem botezați cu Duhul Sfânt, chiar dacă preventăm biserica de mulți ani, să-i nu -i aduci, să -i aducem aminte Domnului, să nu uităm să-i aducem aminte. Doamne, cu alte cuvinte, fă ce știi, dar mântuiește-ne. Spunea psalmistul, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Psalmul 118, versetul 14, a doua parte. Citim tot versetul, dar uitați ce spune a doua parte. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. Dar de ce? Psalmistule, de ce face afirmația aceasta? Domnul este tăria mea. Domnul este pricina laudelor mele. Știți ce spune el în a doua parte? El m-a el m-a mântuit. Ăsta e un motiv să-L lauzi pe Domnul, ăsta e un motiv să fii puternic, pentru că El, pentru că El, pentru că El, pentru că El m-a mântuit. Slavă Lui în veci! Nevoia cea mai mare și cea mai importantă a omului este nevoia de iertare de păcate, de mântuirea sufletului. Haideți să mai citim câteva versete. Spune Isaia 12, versetul 2. Haideți să citim versetele acestea, sunt așa de frumoase. Isaia 12, versetul 2. Spune aici omului Dumnezeu așa. În ziua aceea vei zice, te laud, Tată Doamne, că ți-ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Te lau, Tată, Doamne, pentru că într-o zi ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și te-ai îndurat de mine, Doamne. Dar ce vrea să spun omului Dumnezeu? Cum s-a îndurat Dumnezeu de el? Spune versetul 2. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. Dar de ce? Dar omul al lui Dumnezeu, de ce face afirmația aceasta? Cei? ce e așa de important aici? Spune în continuare, El m-a mântuit, pentru că El m-a mântuit, slăvit să fie numele Lui. Puteați să citim multe versete? Haideți să mai citim unul din Isaia 59, versetul 1. Spune așa, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă. Cum? Cum nu este mâna Domnului? Nu este prea scurtă ca și poate uneori mâna mea sau mâna ta să facem unele lucruri. Spune că mâna lui Dumnezeu nu este prea scurtă ca să mântuiască. Este suficientă de lungă, de puternică, dacă vreți, de bună, de, de, de puternică ca să mântuiască. Mâna lui Dumnezeu este o mână bună care, deci cine mântuiește? A putut Domnul Isus să spună, păcatele sunt iertate? Era lucrul acesta important ca ei să vadă și să înțeleagă? Sigur că da, dragii mei, sigur că da. Haideți să citim Matei, spuneam, vom citi și din Noul Testament câteva versete. Matei 1, 21. Haideți să citim acest verset frumos, foarte frumos. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Matei 1, 21 spune așa. Vorbea despre Domnul Isus. El va naște un fiu, ea va naște un fiu, adică fecioara, și spunea îngerul și va pune numele Isus. Pentru că el, ce va face el? Pentru că el, va mântuit pe poporul lui de... Și a venit Domnul Isus și s-a întâlnit cu slăbănogul neiertat și i-a spus, ce i-a spus? Păcatele sunt iertate. Trebuia să vină unul care când întâlnește un păcătos se poate să poate să-i spună, păcatele sunt de lucrul acesta eu am avut nevoie. Tu ai avut nevoie. Noi toți am avut nevoie ca Isus într-o zi să se uite la tine și să spună, Daniel, păcatele tale au nevoie de iertare. Păcatele tale sunt iertate și din momentul acela, când s-a iertat păcatele, Domnul s-a atins de tine, ai fost un om schimbat, transformat, lăudat să fie Domnul. Dragii mei, haideți să citim fapte 2, 40. Uitați aici ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 2, versetul 40. Și cu multe alte cuvinte, Petru, în situația aceasta, și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam? Ticălos. Deci care este un lucru important pentru noi, pentru copiii noștri, pentru neamul omenesc? Care este cel mai important lucru? Vindecarea este și ea importantă. Dar cel mai important lucru care este? Mântuirea sufletului nostru. Lăudați să fie Domnul că El a făcut aceasta. Uitați ce spune în același capitol, versetul 47. Spune așa, versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Cine adăuga? Domnul. Ce adăuga Domnul? Pe cei ce erau mântuiți. Un lucru foarte important, dragii mei, ca Domnul să se atingă de noi și ca să fim mântuiți. Este un lucru frumos, este un lucru important, este un lucru de mare valoare. Mai citim câteva versete și mergem puțin mai departe. 1 Timotei 1 cu 15, uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. 1 Timotei 1 cu 15, spune așa. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta care zice. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta care zice. Oare despre ce era vorba? Spune aici. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care spunea Pavel, un om religios, un om care el se considera temător de Dumnezeu și înainte să se întâlnească cu Dumnezeu și el spune mai târziu după ce este mântuit, dintre care cel din ei sunt eu. O, adevărat și cu totul de vrenic de primit este cuvântul acesta. Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. 2 Timotei 4,18, un alt verset frumos, uitați ce spune. 2 Timotei 4,18, Domnul mă va izbăvi din orice lucru rău. Și ce mă va, va, mai face Domnul? Domnul mă va izbăvi din orice lucru rău și mă va mântui. Cine mântuiește oamenii? Cine mântuiește copiii noștri? Cine poate ca să întoarcă pe oameni de la calea lor ce are la Dumnezeu? El! Pentru că el cercetează, pentru că el iartă păcatele și el schimbă, el transformă. Lăudați să fie numele lui! Dragii mei, spuneam? Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu să cerem lucruri importante, nu orice lucruri, ci lucruri importante. Primul lucru și cel mai important, totdeauna am înțeles așa, cu mulți ani în urmă, și probabil mulți dintre noastre ați gândit, gândiți ca și mine, și este biblic, consider lucrul acesta, dar tot un lucru important în seara aceasta, vedem din textul acesta pe care l-am citit, că este și sănătatea. Deci un lucru important și cel mai important este mântuirea sufletului nostru, dar un lucru de asemenea important, dar cel puțin pe locul doi, pe locul dacă poate nu chiar pe alt loc, este și sănătatea din trupul nostru. Și spun că este important pentru că Domnul Iisus uh, n-a fost posibilitatea ca să fie multe discuții între Domnul Iisus și cei care au adus lăbănogul. Era mulțime multă. Domnul Iisus era foarte ocupat, dar Domnul Iisus spune Scriptura și aș vrea să doar să subliniez aspectul acesta fără să poposez mai mult asupra Lui. Spune Scriptura în textul acesta că Domnul Iisus spune pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile? voastre, ei nu vorbeau. Ei gândeau în mintea și în inima lor. Dar Domnul Iisus spunea, aș vrea să subliniez gândul acesta, El cunoaște ce gândim noi. Suntem în biserică și mă uit la Liviu, la Liviu, în spate, îl cunosc, mă uit la altcineva și el n-are să știe ce gândească. Sau alți frați. Dar Domnul știe ce gândesc eu? Știe. Spune Scriptura că Domnul Iisus s-a uitat la gândurile lor sau cu alte cuvinte, a cunoscut gândurile lor și spune, ce gândiți în inima voastră? La ce vă gândiți? Că eu nu pot să ier păcatele? A spus așa, ce mai ales ne-a zice unui om? Iertate sunt păcatele? Asta e un lucru care practic nu se vede. Nu se poate pipăi, nu se poate comproba. Nu se poate dacă s-a întâmplat ceva, dacă ai spus. Dumnezeu sigur că vede și analizează și cunoaște, dar față de om nu se poate comproba. Și Domnul spune așa, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Ție îți porunce slăbănogule. Ridică spatul, umblă și du-te acasă. Și uitați ce s-a întâmplat. În dată, în dată, slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară, în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți. Slăbeau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva, niciodată nu știm ce să credem, nu știm cine ești. În altă evanghelie spune, nu știm cum Dumnezeu a dat oamenilor astfel de putere. Pentru mulți dintre ei, Iisus era doar un om și ei au crezut că Dumnezeu a dat unui om o astfel de putere. Dar aici în Marcu spune că ei au spus și au făcut afirmația aceasta, niciodată n-am văzut așa ceva. Un omolog, un om care ne-a umblat, să fie adus înaintea noastră de alți oameni pe o pătură și cineva să-i spună ridică-te, să se ridice, să zică ia spatul, să și-l ia și să zică du-te acasă și să înceapă să umble. Cine a făcut aceasta? Isus. Cel care iartă păcatele este cel care poate să dea vindecare, slavă lui. Aleluia! E minunat Domnul nostru! Este minunat Domnul nostru, slavă lui, dragii mei! E o mare adevăr aceasta că iertare, că sănătatea este un dar pe care îl primim din partea lui Dumnezeu. În primul rând, personal, consider că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate. Doi, să rugăm să ne țină sănătoși. Dacă El o dea, El poate și să o țină, nu? Dacă El ne-o dă, dacă e darul lui, El poate să o țină. Dar pe de altă parte, așa să zic, al treilea punct despre sănătate, eu consider că și noi trebuie să avem grijă de ea. Noastră ce ziceți? Suntem și noi responsabili de sănătatea noastră? Cu siguranță. Dacă ești șofer pe tir și nu te odinești, la un moment dat poți să dormi, nu? Și să faci un accident. Și s-a întâmplat, Domnul, să păzească pe toți cei care sunt șoferi și conduc. Dacă lucrezi altceva într-un alt domeniu și nu te odinești suficient, poți să faci o altă prostie, un electrician, un, o altă meserie, un electronist, o, o altă meserie. Deci consider că noi trebuie să ne și grijim de sănătate, dar să nu uităm aspectul acesta. Ea este darul lui Dumnezeu. Pentru că ne aflăm unde ne aflăm, pentru că trăim vremurile care le trăim, eu personal nu m-am grăbit să fac afirmații despre lucrurile acestea în care noi trăim, în care noi umblăm, despre pandemia aceasta, despre epidemia aceasta, despre ciuma aceasta, dacă vreți. Dar haideți să citim, cred eu, probabil că Domnul mi-a pus pe inimă seara aceasta să amintesc câteva lucruri despre lucrul acesta. Uitați ce spune în Luca 21, versetul 11. Luca 21, versetul 11, uitați ce spunea Domnul Iisus personal. În vremurile de pe urmă, vorbea de vremurile de pe urmă, nimicirea Ierusalimului și venirea Fiului Omului. Deci sunt vremurile de pe urmă. Versetul 11 spune așa, pe alocuri vor fi mari cu tremure și sunt. Cu tremure de pământ, pe alocuri va fi foamete și va fi și ciumă. Știți ce este pandemia aceasta? COVID-19? Este o ciumă. Eu vă spun, personal nu citesc mult pe Google, pe Information. N-am timp personal, nu studiez, dar nu, nu petrec ore în șir. Când am nevoie de ceva, când caut ceva. Uitați, am citit câteva lucruri, le împărtășesc cu dumneavoastră. Simptomele ciumei la om, simptomele asemănătoare gripei, după 3-7 zile de incubație a microbului, apariția bruscă a febrei, frisoane, dăunează dureri de cap sau dureri de corp slăbiciune, greață, vomă. Am găsit că în anul 1812 în România a fost o ciumă care au o numit-o ciuma lui Caragaci, Cara, Caragia, și spune că în perioada aceea, 1812, mureau în România în perioada aceea, pentru că nu erau spitalele care sunt acum, doctorii care sunt acum, tot ceea ce avem noi acum nu era atunci, nici în România, nici aici. Spune că muriau aproximativ 300 de oameni pe zi. A fost mult aceasta. Și am citit că în total în România, în perioada aceea, au murit peste 90.000 de oameni. Mulți oameni. Mulți oameni. Am citit că ciuma este de mai multe feluri. Cel puțin, ciumă bubonică, ciumă septicemică și ciumă pneumonică. Ciuma aceasta care, de care în zilele noastre lumea are parte, intenționat am folosit expresia aceasta, facă Domnul, noi trăim în lume, dar noi nu suntem din lume. Suntem mai special, frații mei. Asta e adevărul. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, amen? Suntem în lume, trăim în lume, dar suntem copiii lui Dumnezeu. Asta e ceva special. Și m-am gândit de unde vine ciuma, așa multe informații, domnule, unii zic așa, unii zic. Citim Deuteronom 12, versetul 8. Uitați ce spune Deuteronom 12, versetul 8. De unde spune scriptura că venea ciumă? Aceasta este o, un fel de ciumă. Uitați ce spune aici. Deuteronom 12, versetul 8. Spune așa. Nu mai puțin. Nu este versetul acesta. Nu este versetul acesta. În Cartea de Deuteronom, Cuvântul Lui Dumnezeu spune că ciuma Dumnezeu a îngăduit-o și a venit din partea Lui Dumnezeu. Și spune Cuvântul Lui Dumnezeu, dacă ne uităm în continuare, că ei trebuia să aibă mare grijă cum se păzeau de, de, de lucrul acesta. Trebuia să aibă așa de, de, de mare grijă și trebuia să fie cu, cu mare grijă. Vreau să cedesc acest verset, dar nu-l găsesc acum. Mergem mai departe. M-am gândit și am analizat și m-am uitat și am vrut să vedem Dumnezeu ce a spus în vechime, ce a spus poporul Israel despre cei care aveau parte de o anumită ciumă, de lepră, de alte ciume care erau venite. Uitați ce spune cartea Levitic. Capitolul 13, uitați ce spune aici Cartea Levetic. Și vreau să vă spun că vom termina gândul acesta dar cu ceva așa de frumos, așa de pozitiv. Spune Cartea Levetic în capitolul 13, unde Dumnezeu pentru prima dată în Scriptură vorbește mult. Versetul Levetic 13, levitic 14, citiți acasă sau recitiți, știu că mulți ați citit aceste capitole. Recitiți aceste capitole și... Uh, Cuvântul lui Dumnezeu aici spune, versetul 2, versetul 3, spune așa, când un om va avea pielea trupului, o înflătură, o pecingină sau o pată albă care va semăna cu o rană de lepră, adică cu această ciumă pe pielea trupului, trebuie adus la preotul Aron sau la unul din fiii lui, care sunt preoți, preotul să cerceteze rana. Deci, dragii mei, primul lucru care trebuie făcut în situația de genul acesta sau trebuia făcut în situație de genul acesta, trebuia ca omul acesta bolnav, omul acesta care se vedea că este bolnav, trebuia să vină la preot și preotul trebuia ca să cerceteze lucrul acesta. De ce să cerceteze? De ce să nu mai stăi acasă? De ce să nu-și continue lucrul? Pentru că noi mergem la muncă. Pentru că noi mergem la școală, cei care sunt la școală. Pentru că noi mergem la diferite întâlniri. Și lepra aceasta, boala aceasta, era pericolul ca să se transmită, să fie transmisibilă. Și Dumnezeu le-a spus, neapărat dacă cineva este sesizat, dacă cineva vede ceva de genul acesta, să se ducă la preot. Preotul era cel care era în măsură să declare lucrul acesta. Știți ce făcea preotul? Cerceta. Și dacă preotul cerceta și vedea că sunt semne de lepră, închidea acea persoană șapte zile. După șapte zile, îl cerceta din nou. Și dacă încă nu putea să declare omul acela curat și că nu îi leplăcind, că avea dubii. știi ce făcea? Îl închidea încă șapte zile. Câte zile sunt șapte cu șapte? 14. Câte zile e carantina pentru COVID-19? Nu vi se pare că simptomele seamănă cu COVID-19? Nu vi se pare că lucrul acesta seamănă? Dragii mei, uh, mergem mai departe. Trebuia verificat și preotul, dacă îl găsea în final că este, are lepră, că are această rană, care are această ciumă. Uitați ce spune în 13, 46. Câtă vreme va avea rana, va fi necurat. Este necurat să locuiască singur, locuința lui să fie afară din tabără. Separarea. Spuneam doi să se verifice, doi să se separe. De ce? Să nu se... Dar știți ce spune aici ce m-a mirat? Oriunde vorbește aici lucrurile acestea, spune Dumnezeu a zis lui Moise, Dumnezeu a zis lui Aron, Dumnezeu le-a zis, spuneți poporului, pentru ca ei să poată să se păzească de lucrul acesta. V-am spus, am găsit acel frumos verset în Deuteronom, care spune, eu nu l-am găsit, dacă cineva l-a găsit să-mi-l spună, vă rog să-l citim. Acel verset spune că să vă păziți cu mare grijă de rana de lepră. De lucrul acesta să aveți grijă, să vă păziți de lucrul acesta, că e periculos, nu e o glumă, nu e o joacă. Să se separe și apoi, dacă mergem puțin mai departe în acest capitol, dragii mei, știți ce am mai văzut aici în continuare? I-a pus să cerceteze dacă este lepră pe haine. Și dacă o haină era găsită cu lepră după cercetare, știți ce trebuia făcută? Arsă în foc. I-a pus să cerceteze casele, și dacă pe casă găseau lepră, și găseau că este cu adevărat o rană de lepră care nu se vindecă, în final știți ce trebuia făcut cu casa aceea? Dărâmată la pământ jos, o. A, sigur că vreau să mă înțeleagă cineva greșit că noi trebuie să facem aceleași lucruri, dar sunt lucruri care putem învăța mult de aici și sunt lucruri foarte asemănătoare. Dragii mei, în continuare, versetul, capitolul 13, capitolul 14, ne spune lucrurile acestea. Dar partea bună, partea frumoasă, uitați, am găsit lucrurile acestea. Dacă mergem mai târziu, uitați ce spune în 2 Împărați, 7 cu 3. Haideți să citim lucrul acesta. 2 Împărați, capitolul 7, versetul 3. Uitați ce spune aici. Ceea ce vă spun este doar din Biblie. Este doar spre binele nostru. Spune așa. Spune așa. La intrarea porții erau patru leproși. Unde erau? La intrarea porții. Erau afară. Citim un alt verset. Luca 17, versetul 12. Luca 17, versetul 12. Uitați ce spune aici. Pe când intra, intra într-un sat, l-au întâmpinat zece leproși. Se apropia de un sat, și pe când intra în sat, erau împreună zecele proși care erau afară. Dar, vă spuneam, partea bună este că haideți să citim câteva versete din Noul Testament. Uitați ce spune Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 8. Frumos. Speranță, dragii mei, dacă vreți. Credință. A... E ceva care trebuie să, să, să ne ajute să nu avem frică. Uitați ce spune aici. Matei 10 cu... Matei 10, versetul 8, spune așa. Vindecați pe bolnavi, i-a trimis pe ucenici și a spus așa, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți și curățați pe leproși. Deci, chiar dacă era o lepră, chiar dacă era o ciumă, chiar dacă era așa de periculoasă, le-a spus, vă dau putere vă dau autoritate ca și copiii ai mei, ca și oameni ai lui Dumnezeu născuți din nou, ca și oameni botezați cu Dumnezeu Sfânt, aveți putere ca să curățiți pe leproși. Cum vi se pare lucrul acesta? Să te îmbolnăvești de un virus, fie el COVID-19 și Domnul să spune, rogă -te! că ți-am dat putere să te rogi și să vii vindecat. E un adevăr aceasta, să știți. Un mare adevăr. Dați ce spune un alt verset frumos. Matei 11, versetul 5 Orbiși capătă vederia, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți. I-a trimis pe ucenii să curăță și ei s-au întors. Și Domnul le spune, merge și spuneți lui Ioan ceea ce vedeți și auziți, că printre altele leproșii sunt curățiți. Lăudați să fie Domnul! No fear! No teamă, dragii mei! Pe de-o parte trebuie să ne grijim. Pe de-o parte trebuie să ne grijim, să ne verificăm, să ne analizăm, să avem mare grijă, să nu ne îmbolnăvim, să nu îmbolnăvim nici pe alții. Doi, doi este să ne separăm. Trei este să... Tot ceea ce am găsit în Scriptură am văzut, nu știu oamenii aceștia, probabil de unde le-au împrumutat, cum le-au găsit, dar au avut ei grijă. Să ne curățim, să ne spălăm, să, să ne dezinfectăm, dacă vreți, dragii mei, văzut aici la intrare prima dată în biserică care e prima predică care o întâlnim? Ați văzut, nu? Știți care e primul lucru de care te ascultăm? Pe ușă este acolo două sticuri mari care spun așa No shake hands Doi No să nu ne No hugs Asta scrie, asta, asta e primul lucru care îl găsim aici pe ușa bisericii Acum, în perioada aceasta, dragii mei E primul lucru care îl găsim Deci, dragii mei, este un mare adevăr lucrul acesta. Uitați ce spune fapte, capitolul 4, versetul 10. Fapte 4 cu 10. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Să știți toți și să știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos. Domnul Iisus este cel prin puterea lui, putem să primim și primim o însănătoșire de plină. Primim o însănătoșire de plină de orice boală, de orice suferință, dragii mei. Și încă un lucru cu care mă apropii de încheiere, este a venit la Domnul Isus un om, a fost vindecat, un alt slăbănov și i-a spus așa înainte să se desparte de el. După ce Isus l-a găsit în templu și i-a zis iată că te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Dragii mei, Domnul mi-a pus pe inimă ca să vorbesc în seara aceasta din pil, din întâmplarea aceasta adevărată, din vindecare, din ceea ce Domnul Iisus a făcut în dreptul omului acestuia, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, cel mai important lucru nu este nevoile financiare, materiale, nu este nici măcar vindecarea trupească, ci cel mai important este să-i cerem Domnului iertare, să fim oameni iertați în fiecare zi. Să fim oameni care să fim gata pentru cer în fiecare zi. Să fim oameni pregătiți pentru împărțire în fiecare zi. Omul acesta era bolnav și era și neiertat și nemântuit. Doi, important, foarte important este să fim sănătoși. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Nu e de nu e aceeași, la fel, dacă ești un om bolnav, dacă ești un om care suferi, dacă ești un om care nu poți să cânți, dacă ești un om care nu poți să te rogi, dacă ești un om care nu poți să mijlocești, dacă ești un om bolnav sau dacă ești un om sănătos. Ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează, că Domnul Isus a dat putere ucenicilor. Domnul a însărcinat oameni care i-a trimis și le-a spus, mergeți și vindecați pe bolnavi, slăviți să fie Domnul. Mergeți și vindecați. Și le-a spus, într-un mod, a subliniat exact acesta, curățiți pe leproși. Vindecați chiar și pe cei care sunt bolnavi de diferite ciume, pentru cei ce sunt în prezență, pentru cei ce sunt online. Ceea ce vreau să vă spun, acest gând pozitiv care vreau să închei, este că să îndrăznim înaintea lui Dumnezeu. Că înaintea lui Dumnezeu, ce bolnav era o loc, ce bolnav nu umbla. Am citit ultima dată despre un alt loc de 38 de ani. Și găsim în Scriptură pe Apostol că fac minuni mari. Și găsim părinții noștri că s-au întâlnit lucrări mari. Și în zilele noastre am văzut și am auzit lucrări minunate a lui Dumnezeu. Dumnezeu vindecă și astăzi să venim înaintea Lui și să cerem lucruri importante. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne întărească. ne nădăjduiesc. nădăjduiesc că n-am supărat pe nimeni, că n-am deranjat pe nimeni. Dacă totuși cineva poate că a fost deranjat, vă rog, rămâneți la urmă, stăm de vorbă și uh, vorbim. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, pe dumneavoastră, familiile dumneavoastră, Biserica Filadelfia și spuneam, noi suntem oameni speciali, trăim în lume. Suntem în lume, dar nu suntem din lume. Împărăția noastră, spunea fratele Silviu la început, împărăția noastră este sus. Cetățenia noastră, avem cetățenie română unii, avem cetățenie americană și mai avem încă una. Cetățenie cerească, slăvit să fie Domnul. Suntem cetățeni împreună cu Sfinții, lăudați să fie Domnul în veci de veci. Amin.